Un tânăr de 25 de ani din satul Saharna, raionul Răzina, s-a înnecat chiar de Paștele Blajinilor, în timp ce se scălda cu rudele și prietenii. Potrivit angajaților serviciului situații excepționale Răzina, cadavrul a fost scos la mal după mai bine de 3 ore de căutări. În urma apelului parvenit unitatea de salvatori și pompieri raionului Răzina, garda de serviciu s-a deplasat în localitatea Saharna Vechi, unde pentru depistarea cadavrului cetățeanului Gonciaruc Andrei, anul nașterii 1988. Pentru a evita cazurile de NEC, Serviciul Protecției Civile atenționează cetățenii. Să fie cât mai prudenți în timpul scaldatului la bazinile acvatice. Să nu folosească băuturi alcoolice, să scalde numai locuri autorizate și să nu lăsă copiii să fără supraveghere. De la începutul anului curent, pe teritoriul raionului Răzina au fost înregistrate 2 cazuri de NEC.